Bună ziua, dragii mei, și bun venit la lecția de biologie! Sunt Mihaela de la Șantor, iar astăzi vom evidenția prezența dioxidului de carbon în aerul expirat. Organismele au nevoie de energie pentru întreținerea funcțiilor vitale, dar și pentru creștere, mișcare sau reproducere. Energia se produce la nivel celular prin reacții de oxidoreducere, numite și reacții de ardere. Sediul respirației celulare este reprezentat de mitocondrii. La acest nivel, substanțele organice, în special glucoza, combustibilul preferat al celulelor, sunt descompuse până la produși finali, respectiv dioxid de carbon și apă. Reacțiile de oxidoreducere eliberează energie înmagazinată în molecule de ATP, respectiv adenozin trifosfat, numite molecule macroergice. Producerea dioxidului de carbon de către organisme în timpul respirației poate fi evidențiată printr-un experiment simplu. Materiale necesare: pai pentru răcoritoare, 2 pahare și apă de var, respectiv soluție de hidroxid de calciu limpede. Putem folosi apă de var gata preparată sau putem obține noi apa de var amestecând var nestins cu apă. Varul nestins este o pulbere de culoare albă care reacționează cu apa formând o soluție saturată de hidroxid de calciu cunoscută sub denumirea de apă de var. Dacă aerul care conține dioxid de carbon este trecut prin apa de var, se formează un precipitat de carbonat de calciu alb, insolubil în apă. Datorită acestuia, soluția din pahar se va tulbura. Mod de lucru: punem apă de var limpede în 2 pahare. Un pahar rămâne martor, iar în cel de-al doilea vom sufla aerul din plămâni, respectiv aerul expirat, printr-un pai. Vom observa că soluția din cel de-al doilea pahar se tulbură datorită formării unei substanțe solide și insolubile în apă. Aerul expirat conține dioxid de carbon, care reacționează cu hidroxidul de calciu, formând carbonat de calciu, care este un precipitat.